Suntem live. Bună seara tuturor! Sunt Miruna Vlada și mă bucur să fiu din nou alături de editura Cartier, care, cel puțin în ultimul an, aduce cam cele mai importante titluri de în traducere sârbo-croată. Iată-ne în această seară, prin colaborarea cu site-ul librăriei Cărturești, cărora de asemenea le mulțumim. Vom discuta despre volumul Sârbii între popoarele europene, de Sima Circovici, un volum masiv, un volum însă important, nu doar pentru numărul său de pagini, aproape 500 de pagini de istorie a Serbiei. De la începuturi până în prezent, am putea să spunem, dar sigur, cronologia pe care istoricul sârb o propune este una specială, nu o simplă cronologie, și despre asta o să vorbim. Am bucuria să fiu în această seară alături de profesorul Florin Cristescu, profesor de istorie la Colegiul Național Grigore Moisil din București, doctorand în științe politice la Universitatea București și colaborator al revistei Historia. Bună seara, Florin! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri, celor care ne vizionează și mulțumesc pentru invitația, atât dumneavoastră cât și editurii Cartier și librărilor Cărturești. Mulțumesc mult și înainte să începem dialogul concret despre carte, mai ales că ne pregătim de Târgul Gaudeamus și ne facem notițe cu ce cărți mai avem de achiziționat și târgul poate fi o ocazie foarte bună să facem asta. Aș fi vrut să spun două cuvinte și despre autor și o să intrăm, o să discutăm cu Florin și despre importanța lui. Este academician, profesor universitar, el nu mai este printre noi, a murit în 2009, dar a fost unul dintre cei mai importanți istorici sârbi și specialist mai ales pe perioada medievală a Balcanilor și mai ales a Serbiei, fiind una din cele mai de autoritate voci din domeniu. A publicat numeroase studii, așa cum spuneam, una din principalele sale lucrări este Sârbii, nevul mediu, publicată în 1959, și numeroase alte studii. A colaborat cu reviste, sigur, și din străinătate și a fost recompensat cu numeroase premii. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre traducătoarea acestui volum, pe care o să o avem alături de noi la Târgul Gaudeamus la lansarea acestei cărți, Octavia Nedelcu, una dintre cele mai importante traducătoare de sârbo-croată și traducătoare a editurii Cartier. A tradus chiar anul acesta, am participat și la volumul Prinde iepurele de Lana Baștașici de la editura Black Button Book, tradus tot de Octavia Nedelcu. Revenind, Octavia este profesor universitar la Universitatea din București și cu o consistentă cercetare științifică pe balcanismul literar, domeniul pe care îl și predă, și este membru a Uniunii Scriitorilor la secția traducători, una de asemenea din cele mai probabil potrivite traducătoare, cu o cunoaștere foarte bună a limbii sârbe, sârbo-croate, pentru a își lua această sarcină a acestui volum. Și vreau să începem de la asta, Florin, de la faptul că, deși volumul poate să descurajeze prin dimensiunea lui, este unul destinat cititorilor iubitori de istorie, dar nespecializați, nu-i așa? Poate să se aventureze un cititor care nu are cunoștințe prea vaste de istorie în acest volum, cam care ar fi publicul căruia i-ar folosi această carte? Desigur, mă gândesc în principal la cei pasionați de Balcani, dar mă refer și la cunoscătorii de istoria românilor în general. Pentru că adeseori noi vedem așa istoria limitată, sau cel puțin pasionații de istorie, nu toți, dar văd totul legat doar de granițele țării noastre, doar ceea ce s-a întâmplat în zona noastră. Foarte rar trecem, cel puțin așa, imaginar Dunărea sau alte granițe naturale. Ne interesează numai ce a fost la noi aici și nu încercăm să facem o conexiune cu popoarelor din jur. De multe ori le zic și elevilor la oră că istoria e exact ca un joc de puzzle și e foarte frumos să căutăm și piesele lipsă și anumite lucruri care ne pasionează și care au legătură, bineînțeles, cu istoria noastră. La noi, de obicei, suntem focalizați așa pe două zone, fie istoria românilor,
fie o istorie pe care o avem ca model în ultimii 200 de ani și o civilizație pe care e normal să o avem ca model, și anume cea occidentală. Am ajuns în situația în care cred că facultățile de istorie, probabil și la științe politice, nu știu care e situația la licență, scot mai mulți experți poate în istoria Franței sau istoria unor state occidentale decât în cea a spațiului balcanic. Spațiul balcanic care avem foarte, foarte multe elemente comune, foarte multe conexiuni. În ultima vreme de ceva ani încerc și eu să învăț această limbă sârbă sau sârbo-croată, depinde, nu vreau să supăr pe nimeni. Și am observat și aici foarte, foarte multe influențe. Mă refer la cuvinte, avem un lexic foarte bogat din limbile slave pe care noi l-am uitat așa, pentru că am avut o romanizare la a doua putere prin secolul al XIX-lea, prin influența limbii franceze. Iarăși avem o grămadă de zicători, de proverbe, de obiceiuri, de tabieturi. Să nu uităm că aparținem acestei lumi, să zic eu așa, orientale a Europei. Și eu spun că volumul este binevenit. Am scris și un articol în revista Historia și am făcut o paralelă cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, tragedia pe care o trăiește acest popor vecin în ultimii 2 ani, sau dacă să o luăm așa, în extensie din 2014, și oamenii dintr-o dată au devenit așa pasionați de Ucraina, au apărut foarte multe cărți publicate și cumva ne-au luat pe nepregătite. Și asta s-a văzut și din talk show-urile organizate la televiziune, unde avem tot felul de păreri, de părerologi, oameni care nu au nimic, nu au nicio tangență cu spațiul acesta, dar toți așa tind să generalizeze. Deci, de asta zic eu că e foarte important să avem o istorie a popoarelor din jur. Mai există o istorie a ungurilor, a unui autor publicat acum câțiva ani în limba română. O istorie a sârbilor e binevenită. Avem și o istorie a Moldovei, deși pe moldoveni putem să-i considerăm, depinde de persoană, ca fiind de-ai noștri. Mă gândesc că poate ar fi interesant acum chiar și istoria Bulgariei. De ce nu? Pentru că dincolo de vacanțele pe care mulți dintre noi ni le petrecem în Bulgaria, de obicei pe litoral sau la schi, poate ar fi interesant să aflăm și de istoria lor și să vedem din nou că și cu ei, cum avem și cu alte popoare, avem foarte multe lucruri în comun. Asta spun că Da, deci ne ajută la a exact, nu înțelege putem mai să bine propria facem așa istorie. pur și simplu abstracție de popoarele din jur. Cu toate că am avut și relații conflictuale și relații pozitive, bine, cu Sârbia iarăși este un mit acela că am avut numai relații pozitive, am avut și mici clinciuri așa, am și vorbit despre ele și poate o să discutăm și un pic mai târziu, dar ar trebui să vedem și care este cauza și acestor probleme, dacă au existat și acolo unde au existat. Din nou, trebuie să avem și un pic de empatie și să ne punem și în rol cu popoarelor din jurul nostru. Nu să gândim numai pe a noastră, să avem așa 10 ochelari de cal și să vedem doar opțiunea noastră și viziunea noastră, ci ca să înțelegem și poate chiar și într-o dezbatere, ca să combați pe cineva cu niște argumente solide, trebuie să-i vezi și punctul lui de vedere. Dar cu sârbi, eu zic că, dincolo de mit, în general, românii au avut relații bune. Au fost și mici probleme, dar, în general, au și această imagine cultivată și poate voi scrie odată un articol și despre acest lucru, dar în general relațiile au fost pozitive. Mă bucur că ai menționat lucrurile astea, pentru că totuși trebuie să spunem că o istorie a Serbiei nu e deloc ușor de scris. Din mai multe motive, și autorul chiar începe, da, în introducere cumva cu acest lucru, cât de greu a fost să acopere toate elementele de puzzle, cum ai spus și tu, ale istoriei Serbiei. Și spun asta sigur și pentru că istoria Serbiei, mai ales cea contemporană sau cea a ultimei 200 de ani, este și una controversată, este și una care a influențat mult, sigur, și istoria regională. Și, în primul rând, această carte își propune să familiarizeze publicul cu cele mai importante momente din istoria Serbiei. Ea este împărțită în 8 secțiuni, organizate mai mult sau mai puțin cronologic. Și trebuie spus că această carte a făcut parte din colecția The Peoples of Europe a prestigioasei edituri britanice Blackwell, de la Oxford, care are câte o asemenea istorie pentru aproape fiecare țară, deci are un rol de sinteză.
Dar aș vrea să vorbim și despre importanța cui scrie istoria Serbiei, pentru că știm bine că în ultimii ani au existat și excese naționaliste și istoria Serbiei a fost folosită în politică pentru a justifica anumite acțiuni politice. De aceea, multă lume cred că are o senzație de nevoia de a da un pas înapoi și a spune, hopa, o istorie a Serbiei nu cumva Da, într-un sigur o să cadru înceapă naționalist. cu. Cred că ar trebui subliniat și dacă vrei să ne spui mai multe despre semnificația angajării civice a lui Circovici și a faptului că este, nu doar că nu este un istoric naționalist, el chiar a criticat foarte mult acest moment și s-a ținut departe de naționalizarea excesivă a destrămării Iugoslaviei, despre care însă nu scrie foarte mult. O să discutăm și despre asta, dar să revenim. Deci, în anii 80, el ia o poziție civică împotriva naționalismului. Poți să ne dai mai multe detalii despre asta? Da, era vorba despre un memorial Academiei Iugoslave pe care Ivan Stambolici, ultimul lider al Partidului Comunist din Serbia, cel în umbra căruia a fost crescut Milosevic și Exact. care din prieten foarte bun a ajuns practic să-l decapiteze, ipotetic vorbind așa, și el spunea că acest memorial Academiei Sârbe ar fi fost un necrolog al Iugoslaviei, pentru că este momentul în care încep să critique populațiile din jur. Începe să fie revitalizat un naționalism din ăsta sârbesc foarte intens, iar autorul nostru de astăzi critică acel memoriu. Mai mult decât atât, tot el ia atitudine atunci când armata iugoslavă începe să bombardeze orașul Dubrovnik, aflat în patrimoniul UNESCO. El scrie un memoriu al intelectualilor către armata iugoslavă, prin care protesta și lua poziție față de aceste lucruri. Să știți că nu puțini au fost cei dintre sârbi care au avut această poziție și, iarăși, nu că am eu o afinitate așa față de ei, dar, în general, la noi se pun așa niște tipologii. Toți sunt naționaliști, toți sunt cu ciudățeniile lor și cu alte lucruri de genul acesta, dar O vor omogenizare cumva, ceea inclusiv, ce este da, nedrept. inclusiv referitor la poziția aceasta pro-rusă. Deci din câte cunoștințe mai am de sârbocroată, am mai citit anumite comentarii pe la diverse articole și nu chiar toți sunt așa atât de pro-ruși pe cât ne sunt prezentați de obicei în presa de la noi. Bine, iarăși, e de înțeles și aici foarte mult de discutat de ce sunt pro-ruși și care ar fi cauzele. Am mai avut și alte emisiuni în care am discutat acest lucru, dar nu știu, mie mi se pare, aș putea să o numesc și să fac aici o paralelă cu Florin Constantiniu, cu regretatul istoric Florin Constantiniu. E practic o istorie Sincer. sinceră a Serbiei, cu bune, cu rele, unde s-au greșit anumite lucruri, unde au avut iarăși niște episoade mai faste. Practic este un autor destul de echidistant, având în vedere și colaborările sale cu Occidentul, iarăși vorbeam de Oxford, de locul unde a apărut această lucrare inițial. Bine, acum au și ei în ultima vreme ciudații lor, la fel cum avem și noi acest sindrom al dacopatiei sau al naționalismului excesiv. Am observat că la ei există iarăși tot felul de teorii ale conspirației, cum că serbii se atrage direct din evrei, ar fi al poporul ales și alte minunății de genul. Dar nu trebuie să-i judecăm pe toți așa, pentru că trebuie să vedem întotdeauna nuanțele în istorie, să vedem că există și autori precum acesta care pune lucrurilor pe nume și eu zic că tratează foarte bine. Ne uităm întotdeauna și la note, faptul că are o bibliografie destul de solidă atunci când publică această carte. Da, deci trebuie cumva menționat că volumul începe cu, cum am spus, cronologic, cu venirea și stabilirea slavilor în peninsula balcanică, undeva în secolul al VII-lea, și se termină cu destrămarea Iugoslaviei, dar pe care o abordează, să zicem așa, destul de sumar.
Și Da, mai și aici am subiectiv. putea discuta, pentru că mărturisesc că am avut tendința de a citi cartea invers și de a începe cu acea secțiune, fiind sigur și o parte care mi este de interes și mie de cercetare. Dar e important însă că istoricul are o metodologie, da? Deci el își stabilește un obiectiv și în toate cele 8 secțiuni, în toate cele 8 momente, care cuprind mai multe sute de ani, evident, din istoria Serbiei, el își dorește să urmărească cei mai importanți factori în evoluția sârbilor pe câteva coordonate: formarea, dezvoltarea și menținerea sârbilor ca grup social, ca grup social coeziv, să zicem așa, autodefinit ca fiind sârb. Și atunci, având această metodologie, el nu tinde, nu cade, să zicem așa, în tot felul de excese de interpretare. Senzația mea a fost că de-a lungul cărții el lasă mai degrabă, da, faptele, dovezile, de multe ori documentele pe care le citează direct să vorbească și se angajează puțin în interpretări. Și eram curioasă cum ți s-a părut, mai ales din perspectiva ta de istoric și de cercetător, metodologia pe care o are și felul în care narează evenimentele pe un arc de timp atât de complex. Da, pot să spun că mi-a plăcut această abordare, mai ales că poate fi lăsată tot așa la, mă rog, nu zic la modul negativ să lase anumite interpretări, ci la modul pozitiv. Atunci când aduce anumite dovezi, de exemplu, iarăși avem un moment relevant pentru sârbi și pentru mitologia națională, cel cu lupta de la Kosovopolie, atunci unde spune clar anumite lucruri. Stați un pic că ăsta e un mit, stați un pic aici. Nu se știe, în primul rând, nu există documente despre cine a câștigat acolo, dacă au câștigat sârbii sau au câștigat turcii. Exact. Ba, sunt și surse care enunță fie așa un fel de meci egal, fie o victoria sârbilor, pe lângă ideea aceasta care vine cumva și cu partea religioasă și cu Dacă am fi un tabloid, am prezenta practic șoc și exact. groază, capitolul din această carte demintizează toată povestea sau versiunea Dar, în tradițională afară de a acest bătăliei lucru, de la Kosovopolie. vine cu argumente pe ideea că, totuși, sârbii au avut o populație consistentă și mergea și pe partea aceasta de cultură, care e foarte importantă în Kosovo Exact. și care marchează, practic, cel puțin cultura religioasă, că a fost în regiune, mănăstirile, cetățile, orașele și toate Exact. lucrurile acestea care erau ale poporului sârb, chiar dacă acum are o majoritate albaneză. Și aici nu vreau să intru în dispute prea mari, că discutăm până mâine dimineață, pentru că fiecare are și există această teorie a multiplicității, Cine au fost acolo fiecare primii, cu da? Și de exact. fapt, Plus cui că, da. aparține Kosovo? Dar totuși, adică, iarăși un lucru pe care îl admir aici, totuși își susține poporul cu niște argumente solide. Și niște argumente solide vorbește despre migrațiile sârbilor din Kosovo Exact. înspre nord, care au fost destul de consistente și spune diverse momente, dă anumite documente și așa mai departe, deși critică și el și acest moment. Și ăsta este un lucru pozitiv, faptul că merge pe niște lucruri reale și nu neapărat pe idei gen poporul ales sau noi am descoperit mai știu ce lucruri sau noi suntem, nu știu, buricul lumii sau chestiuni de genul acesta. Da, deci cred că mai ales acest capitol este extrem de util atât specialiștilor, să zicem, în istorie, dar și celor în relații internaționale, pentru că recent a fost, sigur, un mic scandal, așa, o mică dispută în spațiul public românesc legat de meciul de fotbal dintre România și Kosovo și poate ajută să ne întoarcem la niște volume de istorie, să le înțelegem nuanțele, da, și să, pe de-o parte, să înțelegem și atașamentul profund pe care Serbia îl are față de acel teritoriu și, iată, cu argumentele unui istoric să înțelegem că, chiar dacă există multă mitologie în jurul bătăliei de la Kosovopolie, totuși în 2023 nu mai putem să folosim acea mitologie ca argument. Și mă bucur că te-ai referit la capitolul ăsta, pentru că, într-adevăr, e unul din cele mai interesante care arată obiectivitatea autorului. Vroiam însă să vorbim un pic și despre ideea aceasta a ce face un popor
ce transformă un popor într-o națiune, da? Pentru că transformarea asta a criteriilor pe baza cărora o națiune, da, și un grup social devine un popor, s-a schimbat de-a lungul timpului și mai ales s-a schimbat politic. Cum ți se pare Exact. interpretarea lui în acest sens? Pentru că el arată, sigur, și momentele de Da. glorie, da, ale poporului sârb, de integrare, dar și cele de dezintegrare, punându-le cumva toate pe seama obsesiei acesteia de a rămâne un grup coeziv, care uneori reușește, uneori nu. Da, el merge pe două teorii pe care le-am regăsit și la alți istorici. Are și un istoric foarte important și cred că ar fi interesant de tradus în limba română, mai ales de sală, spațiului balcanic. Ivo Banat este croat și tot așa tratează destul de bine lucrurile. L-am citit în limba engleză, dar de ce nu poate ar fi o idee, să dăm o idee și editurii sau altora, pentru că vorbește foarte mult despre identitatea tuturor popoarelor iugoslave. Iar la Circovici am găsit două elemente. Pe de o parte există un argument lingvistic și o națiune care se strânge în jurul argumentului lingvistic. Pe de altă parte, este unul ortodox și la fel, Religios, spiritual. religios, da. La fel cum spunea regretatul profesor, domnul profesor Zbuchea, l-am avut profesor în anii facultății, spunea despre Iugoslavia că primul a fost cel în jurul căruia s-a realizat această coeziune și mă refer la cel lingvistic, cu toate că mai avem și alte popoare care sunt un pic diferite din punct de vedere lingvistic, unele insesizabile, altele mai puternice, dacă ne referim la macedoneni sau la sloveni. În jurul acestei idei lingvistice se creează Iugoslavia, adică sârbii, croații, muntenegrenii, bosniecii vorbesc aceeași limbă cu mici diferențe, mă rog, că acum încearcă să facă ceva diferit sau că au mai multe, unii au mai multe cazuri, alții au mai puține sau au anumite mici cuvinte, dar se înțeleg dacă se discută unul cu celălalt. Practic, în jurul acestei idei apare ideea de Iugoslavie, cu toate că și atunci, în secolul al XIX, au fost niște meciuri, și asta, iarăși, mi se pare aici un, nu știu dacă un paradox sau o chestie care merge spre amuzament. Croații și anumite personalități din istoriografia croată incipientă să le spună sârbilor, voi sunteți croați de religie ortodoxă. Zice sârbii, ba nu, voi sunteți sârbi de religie catolică. O ceartă din asta de nu se poate, pentru că relațiile între cele două popoare, am cunoscut destui sârbi și ceva croați, dau așa niște clinciuri și nu știu, o relație din asta de iubire-ură tot timpul. Adică sunt ca un cuplu din ăla care tot timpul sunt împreună, dar tot timpul se ceartă. Deci cam asta e mentalitatea unora despre ceilalți în permanență. Practic, în jurul limbii se creează ideea aceasta de națiune iugoslavă. Și mai avem argumentul legat de biserică și la biserică, iarăși, pot să mă întorc un pic în Evul Mediu la ceea ce spune Circovici. Faptul că după dispariția statului, după cucerirea otomană, practic, biserica a reprezentat cel de-al doilea pol de putere. Chiar vorbeam la un moment dat cu un preot și îl întrebase cineva din grupul meu, eram într-o excursie, ce simbolizează acvila picefală. Bineînțeles, am încercat eu să explic respectivului de tradiția bizantină, de cantacuzin și așa mai departe, la care preotul a zis simplu, nu, e vorba despre două elemente în același stat din tradiția bizantină, faptul că statul și religia au mers împreună tot timpul și nu au existat conflicte precum în Occident. De aceea, biserica a avut un rol foarte important în perpetuarea acestei identități în perioada medievală, și un rol important îl are și în naționalismul sârbesc, lucru pe care l-am văzut și în secolul al XIX-lea, și în secolul 20, și în cazul războaielor care au destrămat fosta Iugoslavie. Deci cam acestea ar fi două lucruri pe care cititorii ar trebui să le urmărească. Pe de o parte, argumentul religios, pe de altă parte, cel lingvistic. Și dacă e să vorbim iarăși despre dezintegrarea Iugoslaviei, cam tot secolul 20 se centrează, bine, nu vreau să pun așa o tipologie și să dau o rețetă perfectă, dar cam toată istoria Iugoslaviei a fost ceva de genul sârbii, noi suntem o putere centrală, noi v-am eliberat, pe când croații nu, noi suntem ceva altfel.
Permanent cearta a fost pe lucrul ăsta. Bun, nu sunteți altfel, sunteți sârbi. Ba nu, noi suntem ceva altfel. Și cam pe chestia asta se perpetuează din 1918, chiar dinainte, până la divorțul lor sângeros. Și ne gândim iarăși, de asta am și abordat acest subiect și a devenit foarte interesant. Au fost niște tragedii care s-au întâmplat aici, în proximitatea României, niște lucruri care se întâmplau la câteva zeci de kilometri de graniță. Despre care încă nu se vorbește suficient, pe care încă nu le cunoaștem foarte bine și, încă o dată, probabil și de aici rezidă relevanța volumului, da? De a readuce în spațiu public și de cercetare, dar și, sigur, de discuție intelectuală, relația noastră cu vecinii, mai ales în contextul actual în care războiul este chiar lângă granițele noastre din nou și din nou istoria e răstălmăcită pentru a favoriza obiective politice și ne uităm la Republica Moldova și la ce se întâmplă acolo. Deci, și de aici rezidă importanța. Eu mai voiam doar să subliniez elementul acesta al diferenței religioase, a graniței religioase, nu doar cea de limbă care a făcut diferențe și care a avut un rol important atât în căderea cât și în decăderea Serbiei. Și e interesant că sârbii i-au numit pe locuitorii din Bosnia-Herzegovina, adică pe cei care s-au islamizat, creștini islamizați, îi numeau turci, da? Deci de aici și contestarea lor a conceptului de bosniaci sau, în fine, ideea că bosniacii ar fi o etnie diferită, pentru că în mintea lor, un creștin islamizat nu era turc, nu era altceva, nu avea o etnie proprie. Și asta ne arată încă o dată cum limita asta religioasă amestecată cu cea etnică a devenit un spațiu de dispută și de ce și felul în care creștinismul și-a arătat și latura sa toxică, să zicem așa, în amestecul cu politica. Aș vrea în a doua parte a discuției să vorbim despre ultimul capitol, dar desigur, dacă mai dorești și vrei să subliniezi și alte secțiuni, dar secțiunea 8-a a cărții se referă la unificarea tuturor sârbilor. Titlul este Toți sârbii într-un singur stat și începe de la 1918 până în 1991, până la destrămarea Iugoslaviei. Deci avem așa aproape o panoplie a unui secol întreg, de la regatul sârbilor, croaților și slovenilor la Iugoslavia și într-un final la destrămarea Iugoslaviei. Cum ți s-a părut această revizitare a evenimentelor din perspectiva unei grile foarte clare pe care și-o propune Circovici aici? Eram curioasă dacă ai găsit niște interpretări mai noi, dacă această secțiune ne dă așa niște piste pentru a înțelege poate și Serbia contemporană, ce se întâmplă acum în Serbia, unde de asemenea avem destul de multă instabilitate politică. Da, este o prezentare, în general, mi-a plăcut felul în care a tratat lucrurile, mai ales că a mers și la rădăcina lor, cumva, la problemele care au existat în permanență, aceste dispute politice pe care le-am subliniat și puțin mai devreme, faptul că toți trebuiau să fie sârbi, nu voia să se considere. Autonomia, faptul că și sârbii au fost dezavantajați la rândul lor. Cel puțin găsește niște cauze prin Constituția din 1974, atunci când lor li se impune să aibă două provincii autonome, este vorba de Kosovo și Voivodina, lucru care nu li s-a permis, spre exemplu, sârbilor din Croația. Și spre surprinderea mea, când am început să cercetez aceste subiecte, nu știu de ce eram foarte convins, am pregat de la această premisă că toți sârbii sunt foarte nostalgici după Iugoslavia și regretă pe Tito. Nu, am întâlnit foarte mulți sârbi care în niciun caz nu regretă pe Tito, mai ales prin faptul că a încercat cumva să țină Serbia și naționalismul sârbesc în șac. Adică le acordăm, dar atunci când s-a pus problema sârbilor din Croația, care dominau, aveau niște regiuni dominante, nu există diferență atât de mare între sârbă și croată. Cel care a propus asta a fost Moise Pialde, un lider comunist iugoslav de origine evrească, și Tito ar fi refuzat lucrul acesta. Păi stai că trebuie să le
acordăm și lor această identitate. Iarăși, ca să înțeleagă cei care ne citesc cartea, eu tot timpul le recomand și elevilor, și asta le recomand și cititorilor, să urmărească și o hartă. Mai am o pasiune a hărților etnice și întotdeauna să avem o hartă etnică în față și să facem așa niște conexiuni, ceea ce citim și ceea ce e pe hartă. Pentru că erau destul de disparați sârbii. Aveam regiuni din Bosnia, regiuni din actuala Croație, pe care nu le mai au și unde iarăși au scăzut de la un număr de 12% la undeva la 3-4%, dacă mai sunt sârbi în Croația. Și cu harta alături să facă o analiză a acestor lucruri. Iarăși, un alt lucru care am nemulțumit pe sârbi în cadrul Iugoslaviei comuniste a fost faptul că anumite probleme, de exemplu cel al masacrelor de la Jasenovac, unde avem iarăși lagăre de exterminare, atât împotriva Exact. sârbilor, romilor și evreilor. Împotriva sârbilor, da. Exact. Și să-l pună pe picior de egalitate, regimul comunist a pus pe picior de egalitate pe Ante Pavelici, liderul fascist croat, care practic a fost colaboratorul apropiat al lui Hitler și unul dintre criminalii de război, nu se mai pune problema, și pe rivalul lui Tito, pe Draža Mihailović, care, dincolo de faptul că au avut anumite unități pe care nu le coordona și au colaborat cu nemții și, într-adevăr, știți, acei cetnici, luptătorii naționaliști sârbi, care sunt în imagini cu nemții și există și aici un strop de adevăr, totuși el a fost reprezentantul primei mișcări antifasciste din Europa ocupată de naziști. Atenție, Tito, un lucru foarte interesant, nu a luat atitudine împotriva autorităților de ocupație din fosta Iugoslavie până când nu s-a declanșat operațiunea Barbarossa. În momentul în care nemții trec granița Uniunii Sovietică, abia atunci apar mișcările de rezistență ale lui Tito și ale partizanilor, care la rândul lor, culmea, ce se întâmplă, și aici avem cartea, o am aici pe masă, și ei la un moment dat colaborează cu nemții. Dar, revin, să pui pe picior de egalitate unul care a rezistat împotriva nemților, cu greșelile și petele lui, și unul care a fost clar împotriva nemților, practic creează anumite frustrări. Și iarăși de asta, de a acumula gunoiul sub preș și de a nu spune Și lucrurilor nu în este față. adevărat istoric, adică Da. asta e ideea, este un neadevăr. Practic asta a strâns anumite frustrări, anumiți oameni din vârful aparatului de stat care au fost epurați și erau de origine sârbă, Exact. plus iarăși situația din al doilea război mondial. Pentru că, vă zic, multora am citit mărturii și am mai vorbit cu oameni. Multora le era teamă de ceea ce puteau să pățească. În momentul în care se declară statul independent croat, existau încă persoane, ne gândim totuși la 1990, care trăiseră genocidul din 41. Da. Păi, ce fac ăștia? Și atunci se ajunge la o nebunie din asta totală și unii pun mâna pe arme, ne apărăm, noi vrem să rămânem cu sârbii, alții care sunt naționaliști, mai mult sau mai puțin, și au ajuns la niște tragedii foarte mari, inclusiv în cadrul aceleași familii, unde erau unul de o etnie, altul de etnie, prieteni apropiați, și de asta cu atât mai mare, mai gravă a fost această dramă iugoslavă și se vede și astăzi. Culmea e că mai ascult și posturi de radio. Sunt anumite formații sârbești care merg la Zagreb și sunt aplaudate la scară deschisă și oamenii recită versuri și invers, și trupe croate, dar depinde, l-am zis, și de ce au făcut în perioada războiului și cum se raportează la ele. Au și o iugonostalgie, așa, nu toți, la croați se resimte mai puțin, dar totuși v-am zis, un fel de adio, dar rămân cu tine. Adică popoarele astea, totuși o evoluție ulterioară ar trebui să se facă tot așa, să le găsim în legătură. Și aici iarăși vreau să subliniez faptul că o bilă albă, din nou pentru autorul acestei cărți, că la sfârșit, chiar ultimul paragraf, spune despre rolul european al Serbiei și faptul că Serbia trebuie să împace cu națiunile din jur și că ar trebui, pentru binele comunităților care trăiesc în jurul Serbiei, să adopte această poziție europeană. Și aici, iarăși, îl respect foarte mult pentru această poziție.
Da, asta, uite, o mai aveam așa pe listă ca o întrebare despre spiritul, de fapt, european al Serbiei. Poate că o să mai reamintim asta, dar vreau încă o dată să subliniez că, practic, în această ultimă secțiune, istoricul aduce o contribuție foarte importantă, aș spune eu, și istoriei contemporane, da, și modului de a înțelege actualmente poziția așa mereu pe muche de cuțit a Serbiei și a naționalismului sârb care erupe așa aproape când nu te mai aștepți, aducând explicații începând chiar din 1974. Deci el practic explică, cum ai spus și tu, Florin, că Constituția aceasta i-a defavorizat pe sârbi, a federalizat Serbia într-un fel, punând-o într-o asimetrie cumva cele două regiuni autonome, Kosovo și Voievodina, unde realitățile nu erau deloc la fel, dar ele au fost constituite similar, ceea ce iar această asimetrie a creat nedreptate pentru Serbia, a creat foarte multe anxietăți, să zicem așa, ontologice de existență, și că e foarte interesant ca să te dai un pas înapoi de toate stereotipurile și, sigur, toate acuzele în urma condamnării criminalilor de război din Serbia, și să poți să înțelegi totuși și această poziție inegală pe care Serbia a avut-o în raport cu celelalte republici din anii 70, care ulterior a creat așa foarte multă violență. Și vreau să te întreb în ce fel crezi că aceste argumente și explicații legate de nuanțarea poziției Serbiei îi pot ajuta pe istoricii actuali să pună într-un context diferit naționalismul sârb și să-l explice, să-l înțeleagă în adevăratul său context, nu pur și simplu, să zicem așa, să-l condamne cu ochii închiși. Da, trebuie să luăm exact cum am spus de la rădăcină lucrurile și să vedem cum s-au construit anumite mituri naționale și anumite lucruri. Ce este adevărat din ceea ce spun și ceea ce este mit, trebuie totdeauna să facem o diferențiere, deși ne este foarte greu și nouă istoricilor și cam totdeauna trebuie să, și asta o zic, trebuie să mergem la sursă, trebuie să mergem la documente, trebuie să mergem la scrieri și să vedem ce spuneau oamenii în secolul XIX, în secolul al XX-lea și cum s-au perpetuat anumite idei, ce a fost minciună și ce a fost adevăr în aceste lucruri. Și, practic, dacă luăm lucrurile de la rădăcină și le analizăm, poate vom avea și răspunsuri. Ce e și mai greu aici e felul în care îi face pe oameni să accepte anumite realități, pentru că și în Serbia, cum există și în România acest lucru, suntem cumva tributari unor regimuri anterioare care ne-au inoculat anumite idei și foarte greu ne despărțim de el, foarte greu ne despărțim de faptul că nu a fost chiar poarta creștinătății în fața turcilor, cum e și la noi, da? Deși la sârbi să știți că au fost mai mult, mult mai mult decât dacă ar fi să-i luăm așa, cât și alte elemente de genul acesta. Hai să ne gândim că la Kosovo, acolo, da, într-adevăr, era populația majoritară și avem un stat care, practic, ca să ne imaginăm așa, un stat care, practic, se mișcă dintr-un, mă refer la națiune, la națiunea stat și la ideea de naționalitate. Nu rămâne pe același teritoriu. Avem la început două principate sârbești, Rașca și Duclia, adică actualul Muntenegru, și vedem și muntenegrene de ce există o diferență, și faptul că sârbii încep așa ușor să îi vedem pe aici, prin zona noastră sau undeva în zona Voivodinei, ceva mai târziu. Și veniți culmea din Kosovo. Și alte lucruri de genul acesta. Dar, din nou, fac apel la surse și fac apel la o cercetare sistematică și mai ales, iarăși, ce este cel mai important atunci când citim o carte, să citim și o părere contra, părere pro, părere contra și abia apoi să ne facem noi așa o imaginație. Nu citim doar ceea ce ne place sau doar ceea ce este pe felia noastră și autorii cu care rezonăm. Hai să încercăm un pic să citim și contra și să, după aceea să tragem noi o concluzie asupra oricărui eveniment.
Un alt lucru pe care mi se mai pare relevant de subliniat sau de discutat, așa ca punct de pornire din această carte, spre final, în acest ultim capitol, istoricul menționează că după destrămarea Iugoslaviei, unde de altfel se și oprește retrospectiva lui, și aici spuneam că mi s-a părut destul de ciudat cât de puțin o abordează și practic nu o include într-o analiză, da, detaliată, o menționează așa foarte, foarte puțin. Și el spune că după destrămarea Iugoslaviei, sârbii parcă au regresat, ajungând la situația lor de la început de secol al XX-lea. Evident că apoi aduce argumente să combată, dar care este opinia ta? Eram curioasă dacă percepi acest regres în ideea că, nu știu, poate Iugoslavia sau situația de la începutul secolului XX, regatul, au fost așa un fel de vârf al sârbității, și acum lucrurile au regresat foarte tare. Istoricul nu e de acord, consideră că acesta este un clișeu și tocmai în ideea asta a europenității Serbiei nu este de acord. Opinia ta care este? Da, dacă e să abordăm cel puțin la situația noastră, vă spun că, din păcate, au cam regresat și au regresat bine. Chiar găsisem niște imagini un pic mai devreme, destul de activ pe Facebook, cu un concert Iron Maiden în Belgrad în 1981. Hai să ne gândim la România lui Ceaușescu, 1981 sau 86, dacă își imaginează cineva așa ceva. Plus, iarăși, să zicem așa, un fel de, nu neapărat comunism cu față umană, cât pătrundea unor germeni ai capitalismului, ai reclamelor. Cei din zona de vest, dacă ne urmăresc, pot să confirme acest lucru. Da, erau Iugoslavia blugii pentru luați ei de la sârbi. era Occidentul aproape, era ceva pe extraordinar și așa mai departe. Și uite unde au ajuns că, din punct de vedere al traiului, nu știu, eu am cunoscut și am fost în foarte multe călătorii în Serbia și sper să mai merg. Da, oamenii sunt foarte deschiși, sunt asemănători cu noi la obiceiuri, la tabieturi, dar nivelul de trai e mult mai scăzut și asta se vede mai ales în orașele mici. Hai să zic, există și la ei iarăși o diferență între sat și oraș, cum există și la noi, dar parcă și mai se vede și mai clar. Adică, în afară de Belgrad și Novi Sad și câteva orașe mai măricele, așa, nu pot să spun că au ceva așa, ceva wow, extra. Acum încearcă cumva să balanceze între relațiile cu China, care pătrunde foarte masiv în economia Serbiei, și Uniunea Europeană. Nu știu de ce, dar îmi dau cu părere aici, în materie de politică, cred că le convine cumva și situația asta de balans. Când Uniunea Europeană, când China, au mai avut și mai au relații cu Rusia, iarăși nu au impus sancțiuni Rusiei, și critică politica Rusiei în Ucraina. Și aici este interesant ce zice președintele Vucic, că se simte exact aceeași chestie cum a fost cu Kosovo, adică un fel de Kosovo pe dos, cam așa vede, dar nu impune sancțiuni. Încearcă cumva să fie așa între și între, și chiar în Constituția lor au un articol legat de neutralitate. Adică în niciun caz nu îi văd pe sârbi aderând la NATO. La Uniunea Europeană, da, cu toate că și Uniunea Europeană putem să observăm în ultimii ani, după Brexit și după acest moment, așa niște semne de întrebare pe care le punem, după regresul sau, din păcate, unii deja îi cântă prohodul, Doamne ferește, nu, eu sunt pro-european în niciun caz. Dar au început și sârbii să schimbe părerea, că poate nu ar fi bine să aderăm la Uniunea Europeană, poate ar fi bine să rămânem singuri, poate ar fi bine să avem această politică de echilibru între unii și alții. Cam Și e interesant că acest volum oferă un răspuns poate și acestei poziții, deși încă o dată perioada eurosceptici, contemporană da. nu e deloc exact. Scepticismul acesta și autocritica și poate da senzația aceasta de nemulțumire pe care serbii o au, iată că are o proveniență istorică solidă, da, provenind de mult mai departe. Și așa, ca ultimă întrebare și ca și concluzie, spre final, așa cum spuneam, Cecovici sublinează
subliniază că nu putem compara regresul Serbiei ca fiind similar cu începutul secolului 20, din acest punct de vedere, că la începutul secolului 20 Europa era ostilă, era fragmentată, împărțită și, în fine, ulterior a implodat în primul război mondial și apoi în cel de-al doilea. Deci, acum Serbia se află totuși la granița unei comunități consolidate, a unei Uniuni Europene care nu își dorește sub nicio formă conflict, unde nu a mai existat conflict militar deschis de peste 75 de ani. Aici voiam să te întreb, în ce context putem înțelege din istoria aceasta atât de extinsă a Serbiei destinul european al Serbiei, pentru care pledează de altfel autorul? Da, putem să vorbim despre un destin european, mai ales că am avut și aici, iar fac comparația cu cazul românesc, că am avut și în cazul Serbiei o conectare la Europa, încă din secolul al XIX, la fel cum s-a întâmplat și la noi, au fost foarte mulți tineri care au mers în Exact. Occident, chiar și ideile naționale și liberale au pătruns prin cadrul acestora care au studiat în centri în Occident, în special la Paris. Avem o burghezie în formare și iarăși aici ar trebui să citim, nu știu dacă nu ar trebui reeditat, vin și eu cu recomandare acum, Branislav Nușić, care e foarte savuros și seamănă cu al nostru Caragiale, pentru că el critică aceste forme fără fond și ideea aceea de o societate orientală care peste noapte, dintr-o dată, se occidentalizează. Mai găsiți, cred că, și ceva piese de teatru radiofonic în limba română și a fost editată prin anii 60, cred că, la noi. Iarăși, dacă stăm să ne gândim la primul război mondial, avem o dimensiune a Serbiei care era văzută eroic luptând alături de Antanta. Există imagini de propagandă, salvat Serbia, aliatul nostru. Dincolo de dimensiunea aceasta prorusă, totuși o apropiere față de marile puteri, de Marea Britanie și de Anglia, da? O Serbie victorioasă care, și mai ales care a trecut printr-un sacrificiu imens. Să nu uităm că primele victorii ale Antantei în timpul primului război mondial au loc undeva în munții Bosniei, unde practic aveau o luptă între David și Goliat, unde Imperiul Austro-Ungar și trupele sârbe care au călite deja în perioada războiilor balcanice și avem bătălia de la Muntele Țăr unde obțin o victorie importantă. Și iarăși ne gândim la anumite personalități din secolul 20 care, și nu numai din secolul 20, iarăși altă dispută acum că despre Tesla dacă e croat sau e sârb. Sunt foarte supărați sârbii că au zis dacă trec cu croații la moneda euro, de ce să pună pe Tesla pe moneda respectivă, că de fapt e sârb. Bine, mai vin și unii de-ai noștri cu niște idei mai crețe, așa care sunt pe români, de fapt. Doamne ferește, de unde Tesla român? Că-l chema Tesla și Deci, ar fi Tesla român. iată că un volum de istorie, pe de-o parte, Da. sigur, poate naște controverse, dar cu siguranță și rezolvă o parte din aceste mitologii și Exact. discuții care nu au fundament. Încă o dată, volumul Sârbii între popoarele europene de Sima Și Circoviș, la nu în editura ultimul Cartier. rând, mai vreau, mă scuzați că vă întrerup. În ultimul rând vreau să le spun celor care ne urmăresc faptul că are o poziție corectă referitoare la minoritatea de vlah, la minoritatea românească. Ceea ce mulți Element dintre sârbi foarte, spun, foarte domnule, interesant. sunt de fapt, au fost romanizați mai târziu sau au venit aici, nu știu, că au emigrat, dar niciun caz, sunt toți sârbi. Chiar dacă mergem în Valea Timocului, înțelegem cu un proporție 80-90%. Deci Sigur. are o poziție corectă, vorbește despre această populație romanizată, cum vorbește și despre albanezi, iarăși. Și spune că, Exact. stați un pic aici, au fost mai întâi acești locuitori, pe care, în anumite contexte, noi i-am sârbizat și mulți dintre ei au aderat iarăși o altă bilă albă și un alt motiv pentru care îi invit pe cei care ne urmăresc să cumpere carte. Mulțumesc mult, Florin. Am mai multe piste de lectură, mai multe motive pentru care această carte este de interes. Este o carte, sigur, de studiu, dar un pilon important în a discuta despre fapte și în a demonta argumente naționaliste despre Serbia, vecinul nostru, statul cu care noi avem o relație bună, dar pe care
de care suntem datori să-l înțelegem mai bine. Și volumul Sârbii între popoarele europene este acum disponibil pe site-ul editurii Cartier sau la Târgul Gaudeamu săptămâna aceasta, dar evident și în toate librăriile din toată țara. Florin Cristescu, istoric, mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumim celor Plăcere. ce ne-au urmărit. Bună seara, la revedere! La revedere!